19 partide, două blocuri electorale și un candidat independent s-au înscris în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie. Noi decidem pe cine trimitem în Parlament în următorii patru ani. Bună seara, sunt Oxala Metetelu și continuăm să dezbatem și să discutăm platformele electorale a celor care pretind la fotoliu de ales al poporului. Astăzi au fost invitați în studioul dezbaterilor următorii trei candidați în urma tragerii la sorți. Să salutăm prezența în studio a candidatului Partidului Unității Naționale, Ana Guțu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! De asemenea au fost invitați Partidul Patrioții Moldovei, dar și cei de la noua opțiune istorică. Însă aceștia nu au dat curs invitației, Astfel, timpul alocat de postul public de televiziune Moldova 1 nu mai poate fi recuperat. Doamna Guțu, pentru început o să vă prezint care este regulamentul dezbaterilor electorale. Mă rog. Aveți 15 minute la dispoziție, cronometrat, în, fieca, în cadrul fiecărui emisiuni. Un minut pentru prezentarea platformei electorale, 13 minute dezbateri libere. Asta înseamnă că o să răspundeți la întrebările mele. Am avut și... Av trebuia să aveți ocazia ca să răspundeți, să adresați unul altuia câte o întrebare, dar din păcate contracandidații dumneavoastră nu au dat curs invitației. La finalul emisiunii veți avea un minut să vă adresați celor de acasă de ce ar trebui să voteze anume pentru Partidul Unității Naționale. Minutele care nu vor fi utilizate în cele 13 minute va fi adăugat la mesajul de final. Sunt și reguli pe care trebuie să le respectăm și vă rog tare mult să ținem cont de ele. Rog regia! În cadrul emisiunii de dezbatări se interzice punerea în pericol a ordinii constituționale, integrității teritoriale, îndemnul la acte de violență publică, atentarea la siguranța persoanei și a bunurilor materiale, se interzice incitarea la război, ură interietnică sau separatism teritorial, acțiuni ce pun în pericol ordinea de drept. Se interzice divulgarea secretelor protejate de lege, nu se admite incitarea la ură sau discriminare, se interzice lezarea demnității sau reputației alte persoane, ofensa publică, nu se admite exprimări verbale, scrise sau non-verbale care nu corespund normelor de conduită general acceptate într-o societate civilizată, inclusiv ale celor etice. Așadar, am văzut, doamna Guțu, care sunt uh, regulile și vă rog tare mult să ținem cont uh, de ele. Uh, aveți o minut la dispoziție să vă prezentați platforma electorală, dar nu înainte uh, de aceasta. Noi am pregătit un uh, scurt subiect uh, cu câteva repere din uh, platforma dumneavoastră și în celălalt minutul care îl aveți la dispoziție, vă rog să spuneți altceva decât ceea ce se regăsește în uh, reportajul nostru. Vă rog tare mult! Programul electoral al Partidului Unității Naționale este construit în jurul obiectivului Unirii Republicii Moldova cu România. Aspiranții la voturile de deputat din partea formațiunii susțin că vor insista pe soluționarea dosarelor de corupție prin conectarea la sistemul de justiție al României și al Uniunii Europene. Pun mai promite un salariu minim pe economie de 10.000 de lei, indemnizație lunară unică pentru copii de 1.500 de lei și o pensie de cel puțin 4.000 de lei. O altă promisiune vizează implementarea proiectelor de modernizare a sistemului medical. PUN pledează pentru unificarea infrastructurii rutiere din Republica Moldova cu cea din România, cum ar fi autostrăzile Unirii, Chișinău Iași, Chișinău București, Bălți Suceava, Cahul Constanța, dar și autostrada Giurgiulești Naslavcea. Dacă vor ajunge în Parlament, aceștia își propun să unifice și domeniile educației, cercetării, cultură, tineretului și sportului. Totodată, reprezentanții PUN susțin că vor insista pe construcția parcurilor de prelucrare a produselor agricole în zona frontalieră pe Prut. Așadar, doamna Guță, am văzut câteva repere, aveți un minut la dispoziție, să mai adăugați ce la ceea ce am reușit noi să trecem în revistă. Vă rog tare mult! Stimați cetățenii ai Republicii Moldova, alegerile din 11 iulie 2021 sunt despre viitorul imediat al dumneavoastră aici, în Republica Moldova, acasă, unde trebuie să aducem bunăstare, egalitatea cetățenilor în fața legii, statul de drept, să vă apărăm drepturile și să vă asigurăm că veți ajunge să trăiți într-un spațiu civilizațional european, românesc și știți foarte bine că România este țară membru UE și NATO. Partidul Unității Naționale este un partid unionist care pledează pentru unificarea celor două state românești și din această perspectivă unirea celor două state românești este o finalitate juridico-politică, dar și un proces destul de interesant de armonizare instituțională, legislativă, infrastructurală pe toate domeniile și știți foarte bine că despre aceste lucruri am vorbit mai, mai deseori în spațiu. La 11 iulie 2021, dumneavoastră, dragi cetățeni, aveți un cuvânt de spus pentru dezideratul unirii Republicii Moldova cu România. Vă mulțumesc mult, doamna Guțu. Deci, acum urmează cele 13 minute pentru dezbateri libere, dar nu înainte de aceasta. Avem și o întrebare pentru publicul de acasă. Ați decis pe cine veți vota în data de 11 iulie la numerele de telefon 406 920, 406 930, 406 940 cu prefixul 022. Vă rugăm să ne răspundeți prin da, nu sau nu știu. Rezultatele televotingului le vom afla spre finalul emisiunii. Așadar, doamna Guțu, în prima rundă ne-am propus să discutăm aspectele sociale-economice, ulterior în cea de-a doua rundă vom discuta despre uh, politica externă, dar și securitatea țării. Așa că o întrebare, pentru că uh, majoritatea sondajelor de opinie care sunt realizate la noi în țară uh, scot în evidență uh, principalele probleme, cum ar fi lupta cu corupția, salariile mici. Uh, lipsa locurilor de muncă și așa mai departe. Ce își propune Partidul Unității Naționale ca să eradeze toate aceste trei fenomene și celelalte pe care le-am menționat eu? Partidul Unității Naționale va ajunge în Parlamentul de la Chișinău și ne propunem nu doar să ajungem și să facem figurație acolo, ci să fim parte a unei guvernări pro-occidentale. În primul rând să punem la punct toate acele restanțe pe care le-am acumulat în raport cu implementarea planului de acțiuni atunci, de atunci de când Republica Moldova a devenit stat asociat la Uniunea Europeană și știm foarte bine că avem mari carențe la capitolul statul de drept, reformele în justiție și desigur că atunci când vorbim despre o justiție carențioasă care nu permite atragerea investițiilor interne, de acolo ni se atrag și celelalte probleme. Mă refer la lipsa locurilor de muncă, mă refer la faptul că resursa umană de Republica Moldova ia calea străinătății pentru a-și realiza visele sale economice și sociale imediate. Partidul Unității Naționale își propune, din această perspectivă, să redreseze economia după acest an pandemic, care a fost unul nefast pentru toți cetățenii Republicii Moldova, cu sprijinul României. Știți foarte bine că România, de curând, a semnat acest plan de redresare și reziliență care a fost acceptat de Comisia Europeană și va primi 30 de miliarde de euro, și premierul României, domnul Florin Câțu, a promis că din acești bani, va fi posibil să ofere o bună parte din sumă și pentru Republica Moldova. Trebuie să înțelegem cu toții că de una singură Republica Moldova nu va putea face față acestor provocări economice și sociale. Ne va ajuta România care este stat, este stat membru UE și NATO, fiindcă este în imediată apropiere cu noi. Vom examina posibilitatea amendării politice bugetar-fiscale, fiindcă există sectoare din economia reală care au pătimit în rezultatul acestei pandemii și va trebui să examinăm posibilitatea micșorării pentru o anumită perioadă a impozitelor pentru aceste companii și pledăm pentru crearea unui fond tripartit Republica Moldova, România și Uniunea Europeană, prin care vom ajuta micul business și businessul mijlociu ca să iasă din această criză economică, această criză care este una foarte foarte serioasă pentru noi toți. Din perspectiva legislativă, în afară de politică bugetar-fiscală, vom pleda pentru adoptarea unui pachet de legi special pentru a finanța mici antreprenori, pentru a stimula întoarcerea sau cel puțin investiții din partea diasporii care se plecată de aici de acasă și sperăm ca partea unei guvernări pro-occidentale să reușim toate aceste lucruri. Doamna Guțu, dar e posibil ca să, ca țara noastră, Republica Moldova, să discurce pe cont propriu, fără ca să stăm cu uh, mâna întinsă la partenerii noștri externi? Din păcate nu. Răspunsul meu este unul tranșant. Republica Moldova, la ora actuală, nu poate de una singură face față acestor provocări. Știm foarte bine că depindem de finanțările din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Banii vin din Uniunea Europeană, din partea României, banii vin din partea Statelor Unite ale Americii și, uh, iertată fie, Republica Moldova seamănă cu un bolnav conectat la aparate. De aceea, fără aceste ajutoare, nu cred că este posibil ca Republica Moldova să facă față acestor provocări și să nu uităm că Republica Moldova a încercat să construiască un stat în ultimii 30 de ani și nu prea a reușit, nu prea a reușit nici din punct de vedere uh, politic, nici din punct de vedere instituțional, judiciar și nici, nici din punct de vedere economic. Iată de ce noi credem că unirea juridico-politică a Republicii Moldova cu România va soluționa toate aceste probleme. Uh, este greu de crezut pentru unii, dar unificarea celor două state românești va aduce bunăstare pentru toți cetățenii Republicii Moldova, dincolo de preferințele doctrinare și ideologice fiindcă este vorba de a, accesul nostru la un spațiu economic și social, a, spațiu de securitate în domeniul sănătății și în toate domeniile vieții noastre publice a, pentru toți cetățenii fără nicio discriminare pe criterii etnice, naționale sau religioase. Până când vă propuneți ca să realizați dezideratul unirea Republicii Moldova Așa cu România? cum am spus, unirea este o finalitate juridico-politică, dar și un proces. Consider că în condițiile existenței unei majorități calificate în Parlamentul Republicii Moldova, care va vota o declarație juridico-politică de unire a Republicii Moldova cu România și o legislație aferentă acestei declarații, unirea poate fi făcută chiar și în Parlamentul viitor, fiindcă o guvernare pro-occidentală din care fac parte cetățeni români, știm foarte bine că o bună parte din politicienii Republicii Moldova dețin și pașapoarte românești și beneficia de toate facilitățile economice, sociale și securitare ale României, va fi ușor să ne apropiem de acest deziderat politic. Dar cum îi convingeți, pe, dacă accedeți în Parlament, cum îi convingeți pe ceilalți aleși a poporului ca să voteze anume pentru acest Eu deziderat? Eu cred că la cifra enormă de 800.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care dețin și pașapoarte românești și care au plecat în țările occidentale pentru a-și susține Familiile aici, acasă, în Republica Moldova, trimit bani aici și care deja au acces în spațiul civilizațional și doresc și pentru familiile lor să trăiască într-un astfel de spațiu civilizațional, ar fi foarte ușor să voteze, în primul rând, Partidul Unității Naționale, care este unicul partid unionist înscris în această cursă parlamentară pentru alegerile din 11 iulie 2021. Doamna Guțu, promiteți un salariu minim de pe, de pe economie de 10.000 de lei, indemnizație lunară unică pentru copii de 1.500 de lei și o pensie de cel puțin 4.000 de lei. Întrebarea mea este de unde luați acești bani și în cât timp vă propuneți ca să atingeți acest obiectiv? Aceste cifre fac referință la realitățile sociale și economice din România. Și dacă, de exemplu, în viitorul Parlament, peste o zi, două, trei, după ce se constituie majoritatea parlamentară, s-ar vota o declarație juridico-politică de unificare a celor două state românești, credeți-mă că da, dacă salariile bugetarilor, lucru, pensiile din Republica Moldova vor atinge anume acest, dar această cifră. dacă nu cifră. se întâmplă acest lucru, Dacă nu se întâmplă Buțu. această cifră, îmi pare rău să vă spun, va dura foarte mult acest proces de racordare a Republicii Moldova la bunăstarea spațiului, cetățenilor din spațiul european. În prima rundă, concurenții electorali vor răspunde și la o întrebare adresată de către cetățeni și am să rog ea. Deci, întrebarea să înțeleg că nu este pregătită, deci revenim noi la discuții. O altă întrebare. Creșterea economică stă la baza unor succese și în domeniul social. Cum atingem acest progres? Aici mă refer și la reforma din sistemul de sănătate, de educație, pentru că avem de lucru la acest capitol. Este adevărat și vreau să vă spun că lipsa dezvoltării în domeniul economiei reale în Republica Moldova este cauzată și de lipsa investițiilor. Fiindcă trecutul recent oligarhic, atunci când erau confiscate businessurile, afacerile oamenilor care au investit banii lor, inclusiv investitorilor din străinătate, a făcut o faimărea Republicii Moldova. Și vreau să vă spun, în pofida. Fiscalității, care este foarte favorabilă pentru investițiile străine, foarte mulți investitori ezită să vină în Republica Moldova, fiindcă se tem de această practică vicioasă, când afacerile pot fi preluate și sistemul judiciar nu vă va face dreptate. Iată de ce Partidul Unității Naționale pledează nu doar pentru conexiunile corecte, infrastructurale, economice, cu cele românești și europene, ci și pentru reforma în resursa umană judecătorească, acolo unde noi pledăm, la 70%, trebuie să fie înlocuiți, nu doar examenei valori externe, ci să fie înlocuiți toți judecătorii, să vină magistrați, procurori judecători din România și din UE. Considerăm că doar în așa Doamna fel, printr-o rezecție... Vă întrebam de sistemul de sănătate. Sunteți mulțumită de sistemul de sistemul sănătate de la noi și cum vedeți dumneavoastră Așa. dezvoltarea acestui sector? Ați văzut că vaccinurile au venit din România. Ați văzut cum Republica Moldova nu a putut fa face față pandemiei de COVID-19. România a venit cu un ajutor de milioane de euro, 3,5, apoi 2,4, cu o echipă de medici calificați care de altfel au fost întâmpinați sub pod sau au fost denigrați a ajutat Republica Moldova și primele vaccinuri au venit, a venit nu de pe platforma COVAX, dar din România. Noi pledăm pentru conectarea sistemului de sănătate al Republicii Moldova la cel românesc și mă refer la construcția da, dacă de nu spitale nu se regionale. Acest lucru este foarte facil și ușor de realizat dacă într-o coaliție Occidentală, guvernamentală, Partidul Unității Naționale va fi parte a acestei coaliții și va insista pentru conectarea sistemului de sănătate la cel românesc. Noi nu putem să fim altfel decât este România. Nu există un caz similar celui Republicii Moldova și României în ceea ce privește situația geografică, istoria comună, comunitatea de limbă, tradiție și istorie. Prin urmare, ar fi un beneficiu, nu doar un beneficiu, dar o mană din cer, dacă doriți, reconectarea noastră la tot ce înseamnă infrastructură de sănătate a României și să dăm posibilitate să avem medici pentru toți cetățenii din toate cătunile acestui stat în derivă. Știu de întotdeauna că a fost dezideratul, unii, dezideratul unirii Republicii Moldova cu România, a fost a dumneavoastră, a partidului pe care îl reprezentați. Totuși, până la urmă, să admitem, pentru că este un proces mult mai dificil. Dacă să ne descurcăm pe cont propriu, fără unirea cu România, cum vede Partidul Unității Naționale acest lucru? Am impresia că dumneavoastră că... două ori, mi-a adresat păi sigur. și Eu, Eu pentru că, că vreau propriu... să -i... Republica Moldova de una singură... Eu vreau singura... să la sistemul de nu... sănătate. V-am răspuns spus. despre sistemul de sănătate. Știți dumneavoastră că actualmente medicii din Republica Moldova de fapt emigrează în România și solicită foarte mult să le fie recunoscute diplomele. Noi pleacă nu doar oamenii în Dar cum îi Nu îi putem menține atâta timp cât Republica Moldova va pretinde că este un stat autosuficient și că poate față, face, de una, față, fa, fa, face față de una singură tuturor provocărilor. Deci nu avem capabilitate. Resursa umană lipsește în toate instituțiile statului, inclusiv în domeniul sănătății, de unde pleacă medici, pleacă asistente medicale și atâta timp Că Republica Moldova se va zbate între viață și moarte, insistând pe faptul că își dorește să fie stat independent și neatins de nimeni, nu va putea face față acestor provocări. Și e vorba nu doar de sistemul de sănătate, dar de întreg sistemul instituțional al Republicii Moldova. Cunosc situația, am lucrat în Guvernul României, am încercat să fac niște conexiuni cu instituții care sunt de o activitate omologă între ele. Există o nedurință crasă politică din partea instituțiilor din Republica Moldova de a se conecta la instituțiile din România, chiar dacă există, există dorința de a ajuta Republica Moldova. Aici avem un staff funcționaresc care se ține, nu știu de ce se ține, de scaune, de, de fotolii, de, că vor reuși de unii singuri, fac turism, dute vino, studiază experiența, vin înapoi, nu implementează nimic, cuiva acest lucru îi convine. Doamna Guționonza, dar am repetat întrebarea și, uh, și vă spun de ce. Pentru că um, oamenii așteaptă totuși soluții. Uh, Deziderată unirii, uh, până când va avea loc, uh, noi, cetățenii drâns, sperăm la o viață mai bună, la condiții uh, din spitale mai bune, la salarii mai bune și așa mai departe. De asta și am repetat întrebarea. Uh, vreau să punem totuși pe post întrebarea de la un locuitor din municipiul Chișinău și rog tare mult, Regea, că am înțeles că s a rezolvat problemele tehnice. Faceți odată ordine în țara asta a noastră, Moldova. Înțelegeți? Fiindcă atâta străduiesc oamenii ăștia în vârstă, atâta de mult străduiesc ca o pensie mizeră. Și eu vă rog frumos, faceți odată ca să fiți aleși la putere. Tătă lumea au plecat din țară din și din cauza de sărăcie. din sărăcie, din neajunsuri. Că și eu am nepoți după cotare și tare mult întotdeauna străduiesc, ies acolo și noi suntem aici și întotdeauna le ducem dorul. Noi vrem să întoarcă acasă toată lumea. Este o locuitoare municipiul Chisino, care și a municipiului Chișinău care și-a spus oful și așteaptă care sunt soluțiile cu care veniți, cum facem ca moldovenii plecați peste hotare să revină acasă, dar și să oferim un trai decent persoanelor în etate care au o pensie mizeră până la urmă. Revin la ideea pe care am anunțat-o mai sus. De una singură Republica Moldova nu poate face față acestor provocări. Doamna a zis că ai săi copii sunt plecați peste hotare și îmi pare foarte rău și eu am copii care au plecat de aici și au spus că nu se mai întorc. Îmi pare rău să vedeți Zamăgesc, nu se vor întoarce tinerii care și-au făcut familii și au cariere frumoase în statele civilizate, nu se vor întoarce, oricât de mult le-am promite, deci nu se vor întoarce, nu există o baghetă magică prin care le-am spune să revină înapoi. Din potrivă se vor întoarce migranții din generațiile anilor 90-2000 care vor veni aici în Republica Moldova și vor solicita pensii, fiindcă noi avem și acorduri sociale încheiate cu anumite state din UE. Uh, nu este posibil, acest stat nu poate fi resuscitat. Și spun acest lucru de ani de zile. Și îmi pare foarte rău că oamenii gândesc că prin schimbarea reprezentanților clasei politice la vârf se poate face ceva. Nu poate face niciun politician, niciun singur partid ce, ce le-ar plăcea cetățenilor prin conectarea noastră la sistemul instituțional social și economic din România, se rezolvă toate problemele. Știați că în România, pensia pentru o persoană care n-a muncit deloc, de exemplu, s-a întâmplat că n-a muncit deloc o viață, este de 100 de euro, pensia. Pensia medie este de 300 de euro. Și atunci, oamenii, având această soluție atât de aproape, de ce își pun întrebări? Că deseori mă întreabă colegii din statele baltice, din alte colțuri ale lumii. De ce voi, cetățenii Republicii Moldova, având o soluție politico-juridică atât de la suprafață, de ce voi nu votați unirea cu România? Consider că această soluție trebuie să fie îmbrățișată de masa critică de cetățeni votanți din Republica Moldova și să pună ștampila pe Partidul Unității Naționale la alegerile din 11 iulie 2021. Și atunci veți vedea cât de repede se vor schimba lucrurile. Doar atunci când veți accepta și dumneavoastră, stimați alegători, că unirea celor două state românești este de fapt uh, salvarea noastră a tuturor. Uh, Partidul Unității Naționale propune unificarea mai multor domenii. Educație, cercetare, cultură, tinere și sport. Dar și o administrare comună pe mai multe segmente. Autostrăzi, de exemplu. Cum va funcționa mai precis această schemă și cine va dirija totuși? propune și crearea unui minister separat, să se numească Ministerul pentru Unirea Republicii Moldova cu România, care va avea drept misiune acest proces de armonizare și unificare infrastructurală, instituțională. Republica Moldova și România. Știm foarte bine că achiul comunitar, acest set de legi europene, este deja implementat în România și nu trebuie să inventăm aici în Republica Moldova altceva. E suficient să preiei acest set de legi europene și să-l aplici perfectamente de bine pe teritoriul Republicii Moldova. O reformă teritorială administrativă, fără prea multe raioane, câteva județe doar, simplificarea statului, fiindcă și aceasta este o problemă. Fiecare, al treilea cetățean al Republicii Moldova. Doamne, o ultimă întrebare, că aveți 23 de secunde. Primul lucru pe care îl, face, îl va face Partidul Unității Naționale dacă va ajunge în legislativ? Partidul Unității Naționale, dacă ajunge în legislativ și depune textul declarației, un text juridico-politic al declarației de unire a Republicii Moldova cu România, un text care, odată adoptat, va da naștere unei legislații aferente care ne va duce exact spre această finalitate juridico-politică pe care ne dorim cu toții să fim împreună cu țara noastră România. Vă mulțumesc tare mult! Uh, datele sondajului, uh, cum au răspuns telespectatorii noștri, vreau să uh, ați decis pe cine veți vota în data de 11 iulie, 86% spun că da, 7% nu și 7% nu știu. Deci, uh, din punctul, de, uh, punctul, meu de vedere, este o cifră uh, foarte bună, pentru că 89 la, 86% au decis pe cine votează în data de 11 iulie, așa că nu aveți decât să mergeți la vot, pentru că votul dumneavoastră contează. Doamna Guțu, aveți un minut la dispoziție să vă adresați celor de acasă. De ce ar trebui să voteze anume pentru Partidul Unității Naționale? Vă rog tare mult. Stimați cetățenii Republicii Moldova, Partidul Unității Naționale vine cu o echipă de nota 10. Suntem toți profesioniști din varii domenii: educație, sănătate, administrație publică, IT, inginerie. Avem oameni care au în spate cariere frumoase și pe care doresc să le pună în serviciul societății. Partidul Unității Naționale pledează pentru Unirea Republicii Moldova cu România, pentru identitatea noastră românească și ne dorim foarte mult ca dumneavoastră, dragi cetățeni, să votați Partidul Unității Naționale, fiindcă veți avea garanția. Că noi nu vom face coaliții și alianțe cu o extrema stângă, prorusă, comunistoidă și așa mai departe, cu penalii care nu merită să ajungă în Parlament. Avem oameni integri pe listă, suntem partidul cu cea mai integră listă electorală. Vă invităm ca la 11 iulie să dați un vot unionist pentru Partidul Unității Naționale, în frunte cu Octavian Țicu și suntem siguri că vom îndeplini absolut toate acele uh, angajamente pe care ni le-am asumat. Vă mulțumesc mult, doamna Guțu, vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult pentru participare, vă doresc mult succes în data de 11 iulie și vă mai așteptăm aici la Moldova 1. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept mâine la o nouă ediție de dezbateri cu următorii candidați, este vorba de Partidul Platforma Da, Democrația Acasă și Partidul Politic Noi. Ne informăm și votăm. O seară liniștită, să aveți.